Cea mai spectaculoasă gafă edilitară de la Giurgiu s-a produs în vara anului trecut, când în cartierul Istru a fost începută demolarea unui alt bloc decât acela care trebuia demolat de fapt. Peste această întâmplare s-a așternut uitarea, chiar dacă au fost promise măsuri și anchete pentru aflarea vinovatului și pentru recuperarea pagubelor. În schimb, avem în Giurgiu și alte situații care sfidează logica, așa cum este o trecere de pietoni ce are la capăt un tufiș, sau altfel spus, o porțiune de gard viu. Aceasta se află în imediata apropiere a Bisericii Sfântul Gheorghe, în zona școlii gimnaziale cu același nume. Ne aflăm într-o situație în care ne întrebăm după care logic a fost amenajată această trecere de pietoni, pentru că, după cum se vede la unul dintre capete, ea se termină într-un tufiș, sau mai precis într-o bucată din spațiul verde, din gardul verde care mărginește acest trotuar. Jumătate de metru mai în dreapta mea, dacă ar fi fost amenajată, s-ar fi evitat această situație. De aceea ne întrebam despre logica pentru care s-a folosit această metodă. De asemenea, la capetele acestor trotuare au fost amenajate trecerile pentru cărucioarele persoanelor cu dizabilități, deși în mod normal ele ar fi trebuit să fie amenajate la capătul trecerii de pietoni. Nu este singura situație care ridică semne de întrebare. Giurgiuvenii întâlnesc zilnic punctele de încasare a taxei pentru trafic greu, iar existența acestora nu pare la prima vedere a avea nimic în neregulă. Numai că cele mai multe nu sunt amplasate după o logică solidă, fiindcă se află chiar lângă intersecții, acolo unde autovehiculele nu au voie să staționeze, chiar dacă șoferii ar vrea să achite taxa. În spatele meu se află unul dintre punctele de încasare a taxei pentru traficul greu și, ca în majoritatea cazurilor în tot orașul, aceste chioșcuri sunt amplasate în intersecții sau în imediat apropiere a acestora. În aceste condiții se pune întrebarea dacă șoferul unui tir sau al unui autovehicul greu poate opri pentru a plăti taxa și poate staționa în intersecție sau în apropierea acesteia pentru a putea plăti această taxă. Codul rutier nu permite acest lucru, astfel încât șoferii pot fi obligați să încalce una dintre norme, ori pe aceea care spune că trebuie să plătească taxa pentru traficul greu, ori pe aceea care le interzice să oprească în intersecție sau în apropierea acesteia. Ar mai fi de spus că de-a lungul timpului aceste puncte de încasare nu s-au dovedit eficiente, dar acesta este un alt subiect și nu este neapărat o gafă. Vom reveni cu amănunte.